program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie. Supunere oarbă. Fără acestea, orice efort în alte direcții este în zadar. Cel mai bun exemplu este Varvara. Varvara! Da, șeful. Care a înțeles asta și s-a dedat. Ce-a făcut, mă, ca demisie? Varvara s-a dedat. Muncii și corectitudinii. Pentru calitățile ei am luat-o și la primărie, și aici, și peste tot. Să-mi fie mână dreaptă. Când eu nu sunt aici, va fi ea. Păi atunci, la revedere. Ce țineți sau da, într-adevăr, e mai bun exemplu. Și cu minte și de vreme acasă. Barbara. Să-i drept. Ce ai, fată, de ești așa agitat? Ai văzut necuratul? Da. Adică numai așa puțin. Păi atunci adu niște aghiazmă ca să ne dăm cu toții pe față, să ne mai trezim un pic. Nu, adică nu era chiar necuratul ăla mare. Era unul mai mic și nespălat. Adică nu nespălat, era un pisoi negru de-asta jecos și a intrat în tufele de la intrare. Cred că e Hasan ăsta. Okay. Da, că el are pisoi mic și jecos. Liniște! Să continuăm! Începând de astăzi, vom viziona numai posturi cu emisiuni istorice. Și geografice, nu pupăză? Ba da, și fizică și chimie. Bă, ce dragi de amiază, mă, tu vrei să facem liceu, acilea sau care-i treaba? Adică cum astea, materii de liceu? Încurete, mă, voi trebuie să vă culturalizați, că o să vină paparații pe aici. Vreți să semănați cu ea de prin guvern, de prin politică, care apar la televizor? Vreți să mă faceți de râs? Băgăm ăsta, dar paparații, că-i dăm afară, n-au ce căta la noi. Îi băgăm sau îi dăm afară? Îi dăm și băgăm și dăm afară. Nu să-i... Chiorete! Da. N-ai cum să-i dai afară, pentru că eu o să-i chem aici. Să vadă lumea cum am grijă de niște amărâți ca voi, mă! Aici cred că de tine vorbește cu mine, nu cred că își permite. Aș fi că eu plătesc chirie, da? Mă rog, în afară de tine. Ți-am zis că de tine vorbea? Uite, nu știu cum să fac, eu nu am scăpat de imaginea asta de chitră. Cu toate că în ultima vreme, păi, eu am fost așa mărinimos, am fost... Dar mă rog, nu știu de ce nu a mers. Da, singura soluție este să fiu văzut acasă, în timpul liber. Poate așa conving alegătorii că m-am schimbat, nu-i așa? Deci până la urmă tot te muți aici. Dar să știi că tot eu rămân șef de cameră și de palier, că mi-ești dator. Hai mă liniștită, nu o să stau eu aici cu voi ca asta. Adică... Că nu e nevoie, adică, de fapt, eu am nevoie și eu de viață intimă. O să stau... Unde stau toate pupezele, scorbură? Exact. Să găsim vreo scorbură. Unde stau eu de obicei? Nu intrăm în amănunte, da? Dar, băi, nu asta este important. Important este ca alegătorii să vadă că mă implic în viața apropiaților. Uite, spre exemplu, că o să ajut un pușcăriaș să-și întemeze o familie. Dar ce cred că de mine vorbești? Deci, mi-a dus gazică. Mersi, prietene. Am zis familie, nu panoramă, da? Adică, familie înseamnă nevastă, copii, bă, eu te bag în mă,
Păi mi-aduci femei, femei 5, 7, 8. Dar curadei ce-ți mi-aduci mie? Îți crezi copiii să-i șterg la fund? Că le-a tâlrămut și până la genunchi, până la 24 de ani, când termină clasa 4-a. Nu cred că o să semene cu tine. Dar nu asta este discuția. Ideea e că Varvara... Varvara! Da, șeful. Va fi aici non-stop să vă civilizeze. Cine mă țărăl că s-a dat titlul? Care de bine? Să vă ajute să vă realizați. Să vadă cetățeanul ce influență benefică are primarul asupra apropiaților săi. Adică ne dai și serviciu și prin medalia babane ca la stat? Mă rog, fii atent aici. Ideea este că eu o să vă recompensez dacă mă ajutați să conving oamenii că m-am schimbat. Scuzați-mă, băieți, n-am vrut să vă arăt fundulețul. Le-am luat și eu cizmăițele astea cu toc și mi s-a stricat fermoarul și nu mai merge. I-am dat și cu săpun și cu ceară și cu mama masii. Nu vreți să mă ajutați și pe mine? Prima dată ce ai tu acolo, ăla nu-i funduleț. E doar meză. Și la ce butuci ai, care nu-s picioare. Cum să-ți intre stejarul din Borsești, în cizmurițele alea? Niciodată! Ți trebuie niște cizmoaie, dântarea cu arici și partea de sus trebuie să fie cu elastic ca să te încapă. Și nu mai lua cu toc, că dacă ai căzut de la înălțimea aia, ca caristoc cu toți, iar să-ți zguduie pământ. Cât ești de egoist! Bine, mă! Da, totuși, nu vrei tu să mă ajut, că uite, iar s-a stricat. Ia vezi tu, mă urmărești sau? Termină, cu măgărire, trage, dragă! Măi, Grațiană, nu te putem ajuta cu fermoare și cu toate astea, că noi nu suntem cizmat, da? Nu suntem. Da, sunteți bărbați, măcar vă uitați. Și ce dacă suntem bărbați? Suntem bărbați, dar nu suntem cizmari. Așa că te rog frumos să ne lași în pace și să te duci frumos să îți pui bocancii din dotoare. Cu aia trebuia să vină la servici, care îți ții colo în vestiar. Da? Și să ne lași în pace cu fermoare și cu prostii de-astea. Mai veni cu templenduri pacii, cu parada modii, cu... Bine, mă, bine! Doamne, Înger, îngerașul, lucinitatea Dumnezeu, eu sunt mică fama mea. O știi toată, hai că a plecat, nu mai zice. A plecat. Doamne, nu mă lăsa, Doamne. Ce dragi damniați ne facem cu uidu, mamă. Că uite așa, mâine zice că i s-a rupt fusta, poi mâine cămașa și ușor, ușor mi se arată tot. O să orbim, o să murim. Nu-ți mai zic. Și dimineața? Când plecăm în misiuni, mă, dracu, nu știu cum să face, că numai lângă mine își ceade. Mă, și când vine curva, pac, știi cum se aruncă pe mine? Zici că e vaca care se aruncă la iesle. Bă, și mă doare mâncăță și țurăi și genunchi. Păi că să ții, bă, chintalele astea, că are și piciorușele astea. Să nu tuculiți așa de stânga, de da. Singura soluție, trebuie să facem ceva, să o avem la mână și să putem să o chiatajăm. Ai înțeles că dacă mai stăm așa și-a luat oricum n-o să la putare, ne trezim cu ea șefă și ne călărește pe aici. O să fie de-aia ca în filme. Știi ce? Nu vezi? Uite, rezolvă nu știu de dosare, îi primește nu știu de misiuni, zici că e Colombo, mă, e super Grațiela. Păi și cum o șantajăm, păpunețule, că asta nici paga nu știe să ia. Asta e exact, uite asta facem. Ce facem? Punem pe cineva să-i dea și paga și după aia putem să o șantajăm. Ai înțeles? Și pe teren când pleacă, să meargă pe jos. Acum care bocanci, să meargă pe jos sau să alerge. Că mai și slăbește. Ia mai dă-o acolo. Păi și crezi că e asta mită? Păi cum să nu ia, mău? Ia ducem pe unul de la frumos, mustiulos, un drăguțel așa cum îi plac ei, ia mințile și întâi de mână și ia banul. Poate vrei să zici că o să-i dea ia bani lui ăla ca să șadă la giugiuleli. Acelea trebuie un versat, un escro sentimental, un tată al escrocilor, mă, și al mituitorilor. Știu. Ia uitați! Ce bine mă simt în ei, mi-a luat bocacii din dotare. Mamă, dar ce comuni sunt, nici nu știam că sunt așa bine. Și nici înalți nu sunt, ce spuneți? Haide, termină, că nu avem timp de prezentări de bocacii aici. Stai colo, jos!
Și noi trebuie să mergem pe teren. Noi? Da, da, în misiunile alea pe da, da, alea, grav. Unde că vreau să merg și eu? Las că nu mergem la coadă la mici. E o misiune foarte, foarte dură. Dură? Da, da, mergem în cartierul ăla rău famat. E unde e crema inflată? Unde e crema inflată? Unde e subțirele? Delicate? Nu poți să intre. N-ai ce să crezi tu acolo. Ia-i bă să merge, că trece ziua, n-am dat amendă. Am plecat. Aaaa! Dar totuși, tu vrei să mă ajungi și pe mine la avocat să mă mută tu la... Oh, uzi grăsirea! Ia uzi uite cutia aia de pateu de-o căutante! Săptămâna trecută ți-am făcut culoar! Haide! Aaaa, și pe mine nu m-au luat! Am rămas cu pateu. Ah, miroase deja. Unde naiba l-au pus? Nu pot să vorbesc cu el în gură, că nu s-a obișnuit. Yes, my partner, yeah, yeah. Yo, my friend, my buddy, my pal. Yeah, tell me. Oh, hey, excuse me, just a second, please. Dar ce avem noi aici? Tu m-ai chemat să facem fantezia aia cu femeia de afaceri? Ce afaceri facem astăzi, sir? Mănecă-mi respirația. Ăsta e viitorul meu birou de șef de firmă. Ce firmă, mă? Ce firmă? Eu am crezut că te-ai gândit tu la ceva bun pe ziua de azi, să facem o fantezie. Păi facem fantezia, dar înainte trebuie să facem firma. Dar înainte să facem firma trebuie să mă simt eu pregătit. Pentru că nu mă simt așa încordat în treaba asta. Adică n-am atitudinea necesară și eu am încerc... Înțeles, am înțeles, oprește-te și vrei să facem birou aici. Adică primim clienții aici în pijamale și în miros de părțuri, a? Nu, facem doar poze. Facem pozele astea și le punem pe site. Dar trebuie să mă obișnuiesc să-l țin în gură, că nu pot. Facem poze. Da. Pentru site. Da. Aici. Da. În cocina asta și cu biroul ăsta de trepăduși vrei tu să faci impresie? Da. Da, photoshopăm poza. Asta e bine. Și ce poți să faci un birou de ăla de lux cum există la New York? Ah, da. Păi e normal. Am găsit și o poză. E perfectă, ia uite-o. Wow! E super, nu mai scuipa. Foarte bună asta. Dar știi cine ar mai trebui? A? Un scaun de ăla care se rotește să putem să facem fantezia cu femeia de afaceri. Ah, păi, luăm, nu. Ce fac eu pentru prințesicon? Bine, nici asta nu e rău, dar e cam vechi. De unde l-ai luat? De, l-am luat de nou. Din beci. Cu masă cu tot. A, da? Da. Și așa, ce afaceri ce-i că face? Ce dracu' e asta? Nu, că e uscat, dar la capul ăsta, la alța mai... Dar scoală-mă, ce stai așa ca pașa la harem? Dar ce-ai cu mine? Mai las-mă în pace, că am și o zi liberă. Da, da, și care din ele, mă, că la tine toate sunt zile libere? De ce nu te îmbraci tu frumușel? Te duci în oraș, te plimbi, te relaxezi, te aerisești. Să mă plimb singur pe străzi de chiar. Dar nu singur, intri și tu o fată în oraș. Uite, de exemplu, pe vecina, pe Magda, că ai văzut și tu că te simpatizează. Uite, haine frumoase ai, tu doar sună. Nu pot, mă, că ea crede că sunt autist și că eu nu știu ce înseamnă. Când am auzit, mi-a fost o rușine, dar nu-ți spun. Lasă, lasă, că e bine că te bagă în seamă. Dar așa ți-mi pui tu punctul de vedere. Te îmbraci la patruace. Care patruace? Că eu n-am decât 3 și 2 de siguranță. Uite, mă, ce costum ți-am luat. Bă, ce tomă de tăcești atât? Ce ești, baică mea? De asta a zis, pupă zeu, asta fac, te scot în lume. Ce poți să știu ce a zis? Trebuie să ai o nevastă. Mă, eu vreau, dar fără acte. Că nu stau să cresc copii. Apropo de acte, vezi că vecina nu și-a rezolvat încă cu mutația în cartier. Așa că du-te tu frumușel la prietenii tăi de la poliție. O ajuți și așa schimbă părerea despre tine că nu ești autist. De unde știi? Tu ai întrebat-o? Ai uitat, mă, că lucrezi la primărie. Tu doar rezolvă la poliție că la primărie e ca și rezolvat-o. Hai de capul meu. Dar ce zic că vai de capul meu? Vai de capul tău? Că n-avem ce-ți faci. Mă, n-ai acte? Te-am ars, dar nu te-ai văzut. Bă, la noi legea e lege, nenică. Aoleu, păi da, de unde să ai eu buletin șeful? Că la noi cerșetorii n-are nimeni așa ceva. Ia auzi, mă,
Ce să facem, nu auzi că legea e lege, legea nu-i domneală? Deci dacă n-ai buletin, îți dăm amendă. Mare! Dacă vii să-ți faci buletin și nu-l predai pe la vechiul, iar îți iei amendă. Haide. Oricum ar fi, tu iei amendă. Dacă-ți faci buletinul, ai luat o mică amendă sau mai mare și ai scăpat, bă, nu mai ai nicio amendă. Atunci, hai, vă rog, eu ajutați-mă și când o să pot eu, o să fiu și om cu voi. Scrieți mită, păi? Mă, noi nu ne ocupăm cu asta, dar ne-ai întâlnit pe noi doi care suntem miloși. Colega noastră se ocupă de documente. Ia-i pe ăștia și strecoară-i undeva, la buzunar, la unde poți. Aha. Și ea o să fie atentă cu tine. Și după aia ai buletin, noi nu mai avem nimic cu tine. Uite că avem colega. Colega, acest domn vrea să-l vorbească cu tine, da. Să-și facă un buletin nou. Cu tare. Da, noi plecăm într-o misiune. Într-o misiune, hai. Succes. Cu ce problemă, vă rog? Păi nu prea știu cum să vă zic. Încearcă. Păi, am cam fost jefuit de acte și poate mă rezolvați dumneavoastră. Ce faci, mă, aici? Ia uite-mă, oțul cu mâna la milițeană, buzunar, nu ți-e mai rușine? Cum să iei pe banii lui doamna, tâmpitule care ești? Da, o verificam la pretele. Dar ce ești tu, mă, cârnățar? Ce ești, nu verifici la pretele? Ești de asta calam? Ce ești, mă, tu? Nimic, am paralizie. Ai paralizie? Tu te mătă la spital, mă, și rezolvă-ți paralizia, panica patului. Ia uite la el, mă, să hoții, mă, început să fure de la poliție. Avea și el o treabă, nu păi fără nimic. Păi dacă are treabă, se ducă, mă, la veceu. Treabă mare, dă 2 lei lui femeie, dă o bucată de hârtie atât. Dacă n-are treabă mare, are treabă mică. Nu-i dă hârtie și plătește numai 1 leu. Păi, gata, că te ia corazonul. Că mă, și eu te mă și enervez, mă, că mă știi că sunt sufletiți păi... cu organele. De ce am venit eu la tine? De ce? Păi asta nu știu, că nu mai mi-a dat. Am venit că am o vecină, mă. Păi am o vecină și s-a mutat în cartier și are mutație. Vrei să faci un denunț. Dar să știi că recompensa nu e așa mare. Nu, lasă, că nu fac niciun denunț. Am venit să o ajut să-și facă actele mai repede. Durează 14 zile. Păi 14 zile o ia altul, să mărită pe ăsta să... Îi cere, mă, la servici, trebuie să ne mișcăm mai repede cu ea, că-i drăguță femeia, uite, am pacit pe un buzunar unde ne-am... Am documentele ei, am, uite, toată, tot ce-ți trebuie aceea ca să-i face actele și... Și o atenție din partea mea, un săpun cu miros de căpșuni adus dintr-o tavără specială de departe. Hai, la treabă, că femeia se grăbește, îi trebuie 2-3 zile. Ok, o rezolvăm noi. Dacă facem poze, fac cu partenerul meu de afaceri, să fie clar. Băi, ia, strângeți repede pe aici că trebuie să vină presa, hai. Ce presă? Ce să caute presa aici? Cum ce să caute, mă? Vrea să știe unde doarme marele primar. Păi de ce nu te duci în dormitorul de sus, Chimai? Mai rău ca o cocină. Cum nu știi cine doarme acolo? Mărlanul, nu știi? Doamnelor și domnilor, iată-ne în dormitorul modest al modestului nostru primar. Un par modest. Exact. Un șifonier. Și mai modest. Un cuplu foarte, foarte modest. Și da, un birou senzațional de modest la care domn primar lucrează zi și noapte. Așa este. La birou ăsta sărăcăcios stau și veghez la bunăstarea cetățenilor capitalei. După cum vedeți, eu nici noaptea nu dorm. Eu lucrez. Lucrez și iar lucrez. Da, hai, taie, bine, ce spui. Taie. Așa. Ok. Domn primar, ziceam așa. Să mai luăm niște cadre cu patul. Așa. Dar și cu birou modest, că dă foarte bine la reportaj. Da. Pa, mă, ce idee, de unde v-a venit? Cred că aveți un consilier de imagine foarte, foarte valoros. Mulțumesc, servesc cetățeanul și patria mea spântă. Da, știu. Hai că noi am cam terminat treaba. Da. Da. Sunt toți, da. Poftim. Așa.
Sunt aproape toți cum ar zice eu. Mare. Mare, a zis cineva. Da. Chitrăcești. Da. Băi, genială ideea asta cu biroul lângă pat. Da? Da. Da? Da. Dar e ideea noastră, da. Și biroul nostru și nu ne iese și nouă ceva. Asta și bine mă, să vă dau și vouă un bănuț așa, dar e mai mult pentru mine ca să mă dezvăț să mai fiu chitră. Să te dezveți banii ăștia. Băi, pupăză, tu trebuie să plătești acum drepturile de autor. Adică drepturi de a folosi imaginea biroului, nu biroul în sine. Ai uitat că am fost și eu politician și știu să negociez? Da. Hai că biroul ăsta poți să iei oricând, de oriunde, că iei codul de aici și adresa, trimis la fabrică și aia, hai de bani. Auzi, ce? Ia că nu vă mai plătesc eu nimica, pentru că oricum am dreptul să-l folosesc, e la mine în casă, da? Nu mai plătești nimica? Da. Stai, mă, să vedem acum ce mai folosești. Și dacă mă enervez, distrug și birou. Ce-ai, dragă? Bă, ce crezi că eu nu pot să-mi comand al birou? Ia uite, ce scrie acolo? Depozitul Național de Antichități. Păi, le propun să facem un contract cu primăria? Până la urmă să plătească cetățeanul. El m-a ales, el să plătească. De ce i-a arătat, mă? Că nu l-am ales. Ce face? Pe celălalt. Băi, deștept asta. Ce-ai spus, mă, acolo? Telecomanda? Ce telecomandă, mă, prietene? M-am scărpinat și eu, că o fi adusem apuriți de la pisoiul ăla. Păi și telecomanda nu înțeleg, mă, unde e? Păi la mine nu e, mă. O fi ascuns ochii ta, mă, ca să mai ne uităm la televizor. Știam eu că e ceva în regulă. O, mai bine stricăm televizorul sau să mai uite nici el. Nu, te țăcăli complet. Păi tu ce vrei, mă, să ne ție la predici? Duble băgala și măsa. Mai bine du-te repede după Hasan și roagă-l să programeze toate canalele numai pe desene animale. Ca să scăpăm dracu de predicele lor ăsta. Păi și ce rezolvăm? Nu mai bine le programează pe toate pale istorice. Nu, chiar ești prost. Nu-mi trebuie de alea cu istorie. Nu, mă, alea cu istorie trebuie puse cu interdicție. Ca la minor, mă, cu parolă. Ca să n-ai pe acces la ele. Numai desene animate. Dacă se uită la desene animate, pupăză, pacă le ia somnul, mă. Și scăpăm de discuții inutile. Chiamă-le pe Hasan să le programeze manual. Tata, mă, chem pe Hasan. Da. Ce faci, mă? Nu vii să-l interogăm pe Zbanghiu să ne spună clar cât i-a dat, cum i-a dat, când i-a dat? Nu mai e nevoie. Că nu cred că mai avem pentru ce să-l interogăm. Băi, dacă nu-l recunoaște, îl arestăm de lângă ăsta. A recunoscut. Dar a recunoscut că noi l-am învățat să-i dea șpagă lui Grațiela. I-a vărsat-o lui Grațiela, mă. Bă, ce tâmpit. Asta e, în fine. O să încercăm cu altcineva. Ba nu mai încercăm cu nimeni, că nu mai avem cum, că ne-a denunțat de la DNA, na? Ce, mă, direi la DNA? Nu pot să cred, mă, că a dus-o mintea pe asta să facă așa ceva. Ba chiar a dus-o, mă, tu înțelegi, uite, am primit plic de la DNA. Din șantajiști am ajuns șantajați. Vezi că o să primești și tu un plic. Ce tâmpire mine! Ce are, mă, televizorul ăsta? Nu mai e niciun canal din ăla istoric, cu geografic? Nu mai e, pupăs. Cred că s-a dat dracu televizorul. Ori s-a dat dracu cablu. Păi atunci am adunat primărie, mă. Da, da, da. Am cablu complet, am pachet din ăla cu istoric. Uite, uite, marci, lasă, mă! Mamă, deci m-am luptat cu animalul vecinei. Uite ce mi-a făcut. Ce animal, mă, că acum am trecut eu pe la... Poartă pe la ea și... Bă, era o pisică nebună. Că era prin curte. Bă, și când m-a... Ce-ai făcut? Tu ai intrat în curte? Ai intrat la ea în curte? Cu ce scop ai intrat tu la ea în curte? La medicină? Ce scop, mă? Că n-a fost nicăieri că era la noi în curte. Și când a sărit la mine... Stai așa.
Dacă era la noi în curte, asta e altceva. Dar oricum ar trebui să-ți faci injecții în burtă. Antirabic din ăla. Da, 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 să-ți faci în curte injecție. Hai, du-te și fă-ți. Nu mai râde și pune mâna și sună autoritățile, că s-ar putea să fie focar de rabie aici la noi în secție. În curte. În curte, da. Păi nu pleci ca să suni? Păi de ce? Ia dă-mi telefonul tău, mă, ca să... Stai că tocmai mi-am adus aminte că trebuie să mă duc la mine la primărie să verific canalele alea. Poponețule, vezi că am găsit cum să driblăm DNA-ul. Anunță că e caz grav de rabie la mine în cartier. Bă, anunță toate autoritățile posibile. Veterinari, smurd, poliție, pompieri, draci, laci, bă, toată lumea. Să se creeze o stare de necesitate. Și cu ocazia asta o să se mai uite și de ancheta noastră. Vezi că dacă iese bine, poate o să fim chiar și premiați. Că am salvat lumea de la turbare. Turbatule! Nu. Ai dus mă biroul la gunoi? Da. Sper că nu te-a văzut Chitra. L-am dus, măi, dar am sărit din lac în puț. Că la tomberon a sărit pisica aia nebună pe mine. Și uite ce mi-a făcut. Și acum trebuie să fac injecții în burtă. O, sărăcuțul de tine, ia să văd. Lasă-mă că injecția e foarte bună. Că nu știi când te mai mușcă vreo lichioană. Da, mă, ușor de zis că tu nu ești în locul meu. Ia mă, găsi tu două, trei injecții în burtă și pe urmă mai vorbim. Așa să le faci din dragoste. Ce egoist ești, mă. Nu poți să faci și tu un gest unilateral? Mă deșteam parte. Și uite unde era măicuța Tereza. Nu, stai tu mai bine aici. Hai, nu. Nu deschide, că o fi de la spital. I-a trimis Chiorete, stai aici, te rog. Păi dacă e de la spital să intre, că vreau să mă uit în ochii tăi cum super pentru mine. Unde fugi, viteazule? Bună ziua, sunt de la DNA. Unde fugi, viteazule? Sunt de la Depozitul Național de Antichități. Îl caut pe domnul Pupăză. Nu e momentan acasă. Am venit să vă aduc un răspuns în legătură cu oferta pe care ne-ați transmis-o. Minunat. Conducerea a hotărât să dubleze comisionul, însă primăria să nu semneze contract cu altă firmă. A, să nu semneze cu altă firmă, am înțeles. Da. Îi înmânez eu asta, mulțumesc și mult. Vă mulțumesc. O zi bună. La revedere. Du-te și s-a dus. Hai că vă vreți să n-ai scăpat, dar stai liniștit că-i chemi. Vă rog eu mult să nu mă turnați, că și eu am fost și eu cu voi. De ce, mă? Să nu spui că și pe tine te-a alergat... Încă nu, dar e pe urmele mele. Trebuie să-și adă ascuns o perioadă. Cum ești nebun? Cum să fie pisicul pe urmele tale? Tu ai luat boala de la Mârlan, aia cu Tom și Jerry? Ce pisic, dragă, mai faci și mișto. Vezi că cu DNA-ul nu te joci. DNA-ul? Păi DNA-ul ăla îl căuta pe Pupăză. Pe Pupăză? Adică plicul ăsta e pentru Pupăză? Da. Păi era și normal, mă, că păi era clar că trebuie să facă niște mânări și Pupăză pe la primărie. Trebuia să-l prinză, clar. Bă, tălumacule, nu DNA-ul ăla era, mă. Și era Depozitul Național de Antichități și scaune. Da. Ia uite, Pupăză. Ia, vino încoace. Ai primit răspuns la oferta cu scaunul. Bă, te-ai jucat bine că ți-au duplat comisionul. Păi cine e tatăl negocierilor? Ia să vedem ce avem noi aici. Depozitul mă sponsorizează că a devenit viral clipul cu biroul de lângă pat. Păi, dă și tu ceva că te-am învățat să trimiți adresa. Păi vă dau, mă, sigur că vă dau. Vă dau afară din casă, mă. Vă dau afară din afaceri, pentru că eu sunt șeful. Nu vă dau nimic. De ce râs, Chiorete? Eu nu vreau nimic. Hai, gratis, dar mă râs, mă, continuare. Asta, e gratis, râs, mă. Frumoasă, Grațiela. Te rog cu cerul și cu pământul ca numele stimei și respectului pe care ți-l port să-ți retragi plângerea aia de la DNA. Să știi că șpaga pe care a vrut să ți-o dea era doar un exercițiu, era ceva controlat.
Tu, care ești un agent tânăr și în plină formare, nu trebuie să iei microbul ăsta pe care l-are toată poliția română. Pentru asta nu trebuia imediat să te duci și să faci plângere la DNA, Grațiela? Ce șpagă, mă? Ce microb, mă? Aia de la Mârlanu? De la Mârlanu? Ce, mă, să pună la era de la DNA? E semnat? Păi atunci trebuie să-l anunț pe șef, să fac raport. Să vină prima, să vină prima, să vină prima la fata. Hai, pa! Să vină prima, să vină prima. Scârbă! Chiorez, ești o scârbă ordinară? Mama m-a băgat în gura scorpii ăstea. Ce ți-am zis eu, mă, să faci? Ce mi-ai zis să fac? Să schimbi toate posturile de desene animate și să le înlocuiești cu canale istorice, de geografie, de chimie, de fizică și să le pui pe toate canalele și mai oprești câteva din alea cu manele și nu știu ce pentru tine, dar le codești și dai codul lui Emma, da? Stai, mă, că ăștia m-au pus, ce puteam să fac? Păi te-au pus pentru că ești cârpă, mă, asta ești. Fac ce vor din tine. Și scorpia aia de Varvara te exploatează la sânge. Bă, eu am pus o șefă în casă, da? Eu incapabilă. Eu... Hai, lasă-o mai moale că nu merge așa, da? Nu devin contrainformatorul tău. Hai, defilează prin altă parte. Dezbină-i palții. Au și dacă îți plătesc pentru ideea cu scaun. Hai că am auzit că ești profesionist la... Da, cu cioc. Pentru o sumă modică. E, ai văzut cum ne înțelegem? Sunt toți. Dă-i apoi. Ia-ți, mă, banii. Mă, că erau doar bani. Da-ți că eu nu vreau bani. Eu vreau un post. Bă, da, du-te în parcare și lucrează în locul meu. Dar ce mă? Vreau să devin consultant de imagine al primarului. Ce face? Face. E ocupat postul. Formal, că fizic nu e nimeni angajat. Ei, tu banii, bă! Ai uitat că eu am fost detectiv particular? Mi-am scos și eu antenuțele, le-am pus în funcțiune și am aflat multe chestii. Și ce dacă? Și ce dacă? Poți să-mi faci și singur imagine, nu e contrar legii? Acumul de funcții, uite. Auzi. Și vrei să-ți mai spun ce-ți mai întâmplă prin primărie? Că doar bărbatul meu a fost primar și o prefect și știu exact cum merg lucrurile astea. Uite, m-am gândit și... Ce? Ai postul. Dar pe salariu minim și fără locuință de serviciu și masă asigurată. Deocamdată e ok. După aia mai discutăm. Că știi că eu fără masă nu funcționez. Ei, gata și actele. Iartă-mă și pe mine. Hai că plătesc dublu. Stai, mă, ce naiba faci? Anu, bă, ce faci și te faci? Vezi că domnișoara e cu mine. Ia uite la el. Ia uite la el, eu n-am de-a face cu nimeni. Am venit aici doar să-mi iau actele, atât. Păi de ce n-ai zis, mă, că-i făceam actele eu, nu măcduța? Și mult mai repede. Și tot te bași tu, bă, dacă vrea să le faci tu, ziceam, fă-le tu. Dar așa m-am ocupat eu, nu? Auzi, de asta m-ai pus tu să fac cinste? Dacă vrei să mă scoți în oraș, plătești tu. Da? Hai, păi stai, mă, că plătești. Dacă ziceai că las că-i le dau eu. Dacă ziceai că trebuie să plătești, plăteam, mă, că nu era o problemă. Ah, cum să te răsplătesc pe tine, Chiorete, că m-ai scăpat de mârloniile lui Mârlanu. Pe mine trebuie să mă premiez, pe Poponeț, că el m-a trimis să te salveze, Mârlanu. Vezi că e la caserie, tocmai ia salariu, și că vrea să cinstească cu mici. Poponeț? Poponeț. Mici! Iubi! Ce, Mârlane, erai călcat pe bec? Păi ce, măi, eu merg pe tavan. Lasă, el a făcut ce a făcut. Dar zi-mi ce ai făcut tu. Ți-ai făcut injecțiile de care ți-am zis? N-am făcut. Așa. Când mai iese, că la câte cazuri sunt acum pe piață, nu se mai găsește. Uite, întreabă pe Emma. Crezi că o să fac eu rost de ser? Să supraveghez eu, să fiu sigură că face injecția. Stai liniștită că nu-i nevoie, că am luat eu tot ce trebuie. De unde o ai? De unde am? De la Zvanghiu. Mi-a dat-o pe două țigări în secția de poliție. Da, de ce numai eu? Că și ei m-a luat pisoiul în mână. Devine interesant. Mai interesant ca la televizor. Eu am mângâiat pisoiul. Nu m-am mușcat. Vezi tu, zgârieturi? Na, dacă am eu rabie, ai și tu.
Cum a zis Popa, la bine și la rău împreună. Așa este, Hasan are dreptate. O să vă fac la amândoi jumate-jumate să nu vă supărați. Poftim. Păi și Cotoiul? Și lui fac jumate. Ah, prost eu că mă uit la toate rahaturile. Emisiune cu pisici. Ia să vedem, ne arată Cotoiul. Fie mână dreaptă. Și stai ca urmă. La biroul ăsta sărăcăcios stau și veghez la bunăstarea primarii ăsta, cetățenilor ca fiți. De aici ai spus la... De aici ai spus la justiția aia. M-am gândit, dar... M-am uitat camera aia. Că nu, că... Ce mi-a făcut animalul vecinei? M-am luptat cu el, m-a rupt. Ce animal, mă, ce animal? Că de acolo vin eu, de la... Furnica! Nu, era o pisică nebună care s-a lăsat pe vine așa ca să-mi ajungă la gât. Aoleu, i-a scăpat furnica! Bă, și când s-a înfipt odată... Stai așa, dacă era la noi în curte, e altceva. Deci nu te... Dar oricum tu trebuie să te duci să-ți faci insecti din alea antirabice în burtă. Injecții, 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 injecții.